Accident rutier pe străzile din Drobeta, Turnul Severin. Astăzi, un șofer neatent care nu a oprit la stop a provocat o coliziune la intersecția străzilor Traian și Independenței. În evenimentul negativ au fost implicate două autoturisme, dintre care o mașină era de taxi. Astăzi, în municipiul Drobeta, Turnul Severin, s-a produs un accident de circulație la intersecția străzilor Traian cu Independenței. Pe fondul neacordării priorității de trecere, vehiculor de către conducătorul unui autoturism marca Volkswagen. În urma accidentului rutier a fost transportată la Spitalul Județean o persoană rănită ușor. În continuare se efectuează cercetări. Cei doi șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, însă rezultatele au fost negative. În cauză, oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurimile producerii accidentului rutier. În ultima perioadă au loc din ce în ce mai multe astfel de evenimente, din cauza neatenției șoferilor sau din cauza faptului că au alte preocupări la volan.